Astfel, Gheorghe Frățilescu, administrator și instructor auto, a primit 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în formă continuată. Termenul de încercare este de 5 ani. Georgiana Stroie, de asemenea, administrator și instructor la propria școală de șoferi, a primit aceeași pedapsă. Ionuț George Stroie, fiul Georgianei Stroie, acuzat de complicitate la trafic de influență, a fost condamnat la 2 ani de închisoare, executarea pedepsei fiind suspendată și înlocuită cu un termen de încercare de 4 ani. Instructorul auto, Petre Bogdan, a acuzat că a intervenit pe lângă examinatorii auto pentru favorizarea obținerii permisului de conducere de către cursanții săi, a fost condamnat la 2 ani și 2 luni de închisoare cu suspendare. Magistrații Tribunalului Gorj au dispus punerea în libertate a instructorilor auto, aceștia fiind arestați preventiv din luna noiembrie, când, la Târgu Jiu, au avut loc mai multe percheziții în acest dosar. De asemenea, instanța a dispus confiscarea de la inculpația unor sume de bani primite de la investigatori sub acoperire în cursul anului 2013, când au fost realizate mai multe flagrante, ce au dus la prinderea acestora. Sentința Tribunalului Gorj nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.